Povestea unui vânător. Un tânăr vânător, urmărind o ursoaică, ajunse la o peșteră în care licărea o lumină ciudată. La capătul peșterii era o altă lume. Semăna cu lumea pământească, dar era totuși o altă lume. Erau acolo case, pomi și animale. Vânătorul nu luă în seamă nimic și alergă mereu după ursoaica scăpată ca prin minune. O nimerise și totuși scăpase. Obosi la un moment dat și cum era flămând și însetat, se hrăni cu niște struguri dintr-o vie și se sătură. Deodată simți însă că se preschimbă într-un șarpe. Începu să se vaiete, să strige după ajutor, dar nu se auzea decât un șuier, șuierul șarpelui. Ce să facă? Să se întoarcă astfel în lumea sa? Ar fi însemnat să înfrunte moartea. Se tărâ cu greu până la intrarea în peșteră. Acolo găsi un uriaș. Povestindu-i ce i se întâmplase, acesta îi spuse: îmi pare rău, dar nu trebuia să mănânci din strugurii aceia, căci sunt vrăjiți. Și nici ursoaica nu era un simplu animal. Singurul mijloc de a fi iar om e să te întorci, să o cauți și să-i promiți că o vei lua de soție. Și ea se va preschimba într-o fată, indiferent că îți va plăcea de ea sau nu, va trebui să îți ții promisiunea. Ce putea face decât să trăiască târându-se, urât printre oameni? Prefera orice altceva și urmă sfatul uriașului. Găsi ursoaica și îi promise că o ia de soție. Se trezi în picioare la umbra unui pom și o piele de șarpe zăcea la picioarele sale. Mulțumind gând celui care îl ajutase să scape și se întoarse spre ursoaică. O fată blândă și frumoasă stătea îngenunchiată și plângea de bucurie că scăpase și ea de vrajă. Tânărul vânător își respectă promisiunea, căsătorindu-se cu fata pe care o salvase.